1025 de metri cubi într-o singură lună de apă. Mie. Și următoarea lună mi-au venit 16 milioane, mi-au venit foarte mari facturile. Și atunci am zis, mai hai să verificăm, mai hai să vedem, poate este o scurgere prin pământ, pe undeva, și am oprit tot, castelul tot, ieri. Și totuși se învârtea robinetul acela, ceasul, pardon, de la oraș, ceasul de apă. Unde este problema? Am mers în castel, am închis toate WC-urile, tot. Se învârtea ceasul de la apă. Ceasul de la apă, de la Apa Nova sau ei. Ce se întâmplă? Ei, șat. Gata. Nu știu cu cine a vorbit Gigi, tot cu cineva de la dumneavoastră. Cu dânsul a vorbit. Și a zis că v-a spus că în momentul și ceva putem să vă lăsăm Bucura. Atât a putut, atât a putut, nu știu de ce. Nu e problemă că o să... O să sudeze la partea de jos, nu e o problemă. Este... Ok? Așa. Deci aici nu trebuie să mai facă nimic. Nu, mai gata, e ok. Păi ăla era. Nu știam ce e, eu am crezut prima dată că e apa. După aia descoperi că apa era legată mai încolo, apa era legată acolo, a tăiat acum și acum aș pun ei. Dar nu înțeleg dacă a făcut acum o lună jumate puț, de ce nu asta? Că eu, la mine puțul ăsta nu mergea, tu știi? Da. Era, venea de la oraș debit mai mare, da, și făcea ca pompa să nu meargă. Da. Că nu pompa, hidroforul. Nu mergea hidroforul. Și de la mine, apa de la oraș, dar cine v-a dat voie să intrați la mine pe proprietate? Nu există acolo. Păi, auzi, scuza-mă că spun. Păi de ce ați intrat la mine în pompă? Pentru că voi foloseați apa. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Pentru că vreau să vă zic în felul următor. Ați făcut puțul acum o lună jumătate, da? dar nu ați dat drumul la apă. Mergeați tot pe puțul meu și mi-a zis că mergeți pe puțul meu. Când mi-a venit mie 45 de milioane de la oraș. Vreau să vă zic că, pompa înăuntru, da, și hidroforul nu funcționează, deoarece debitul de la... Stați să vă zic, nu funcționează pentru faptul că... Păi nu funcționează, de pomana a fost pompă, domnul instalator, de pomana ați băgat, dumneavoastră ziceți că ați băgat o pompă care nu trage nicio apă. Păi da, dar până atunci mi-a venit 45 de milioane pe lună de la oraș, că eu sunt legată la oraș, da? Eu sunt legată la oraș și trecea așa, venea încolo, deci puțul ăsta nu este activ pentru, dacă o să înghețe, dacă îngheață, da? Până atunci mi-a venit 45 de milioane pe lună, deoarece eu sunt legată în capăt la oraș, tu știi, Tinel, sunt legată în capăt la oraș și vine tot circuitul și credeam că se oprește în Castel, nu, undeva e făcut o cuplă, da? Care duce aici, da. Pentru că trebuia să meargă pe pompă Castelul, da? Dar pentru că debitul de la oraș e mai mare, nu se învârte, nu face hidroforul față și atunci nu mai merge pe apa de pompă, merge pe apa de la oraș. Iar toată apa mea de la oraș s-a dus mai departe, iar mie mi-a venit factură de câte 45 de milioane, 1025 de centimetri cub pe lună, de metri cub pe lună. Bine, dar și că mi-a pus mie o pompă acum un an, da, când era costică, că nu mergea pompa, iarna. Iar eu tot anul, toată lumea a tras din orașul meu. Asta este problema. Iar acum era tot închis, da, și se învârtea ăsta de la oraș. Am închis tot. Unde se duce apa? Și când ne-am uitat, deși și-au făcut ei un puț, apa mergea mai departe la ei. Deci... Cum verifici? Închizi, de exemplu, tot, da? Nu și zici, bă, stai un pic, poate ne-am dus să vedem un WC care este deschis, da, probleme. Tot se învârtea. Bă, dar de ce se învârtea apa? Nu se poate. Am închis tot. Adică am vrut să închidem tot. Nu merge. Păi de ce nu merge? Păi nu merge că undeva este consum. Când ne uităm, am văzut... Zic, asta este consum, am zis. Când încolo ăsta era un cablu de curent. Dar era consumul mai încolo. Zic, doamne, n-are cum să fie consum, că ei au puț. Nu. Că și eu am contract la oraș și tot îmi venea 18 milioane, 25. M-a dat, cum să-ți vină 25 de milioane? Că nu mai folosești nimic, adică tu ai... De-aia o parte. Edi, de asta te rog eu frumos, ridic asta. Aici. Asta bine? Asta este un cablu, se băga din asta un cablu de mers. A, doar de trăgaci. Da, că n-am avut ce să băgăm acolo. Foarte bine, foarte bine, da. E băgat până în cutie. Până în cutie. Bun. Am înțeles. Ăsta? Numai puțin. Fibra vine direct aici. Asta este care vine. Care vine, da? Alimentarea cu energie electrică de acolo. Vine direct aici, da. Și am văzut două siguranțe bipolare. Da. Desfă tine, auzi, desfă cu șupență. Desfă. Două coborâte? Nu, că am văzut, nu mai desfaci. Deci e unul pentru ăsta și unul pentru următorul. Da, ok. Fiecare are siguranța lui. Ok, foarte bine. Siguranța l-are ăla separat, ăsta l-are separat. Este foarte bine așa. Foarte bine. Ăsta este separat, ăsta e separat. Dacă, de exemplu, e vreo problemă la barieră, la motorul barierei, oprim doar siguranța să ne facem treaba. Ați făcut așa. Deci, schimbăm un pic. Perfect. Știți că inițial am zis că facem un cub aici și un acolo. Da, un cubuleț aici și un cubuleț acolo. Facem unul lung. Așa să simplificăm. Exact. Așa să simplificăm. Facem unul lung de 3,5 metri. O schiță a primit, o să mai fac încă una și trimit. Perfect. Aș și preferat. Da, nu, o facem de la bordură. Păstrăm bordura. Da. Da. Deci 50 de centimetri pe 3,5 metri, măcar un 10 cm. Da, Mircea. Mai mult. 15 cm armat. Sunt la ale albastre. Uite, 15 cm. Armat. Unde sunt cheile de la bar, toate cheile alea. Unde e ăla albastru. Unde sunt toate cheile de la din spate, pământul ăla. De la bar, de la spate, acolo. Cred că mai are, doamna, câte mai are. E cheia acolo, am deschis eu de vreme, n-am deschis noi mai devreme Plutinel. E acolo e cheia. N-am deschis eu mai devreme lângă tine. Acolo e cu brotul, mi se pare. Păi nu, Mircea. N-am deschis noi mai devreme la că tu dai un Platinel. Comunicările între ei. Iar n-alea e. Mai am nevoie de un tip pe care băgăm noi cablul și băgăm. Păi e din alea, din toate cheile alea, acolo e. Gol, gol. Ce trebuie acum să deschizi neapărat la că tu? Nu de acolo, nu, doar de aici. Acolo. Păi caut acolo în alea albastre sunt, unde sunt toate cheile. Dacă nu vin eu deschid acum. Perfect. Unde stai aia din spate? Și aici. Unde schile de la bar, unde schile din spate. Alea care stă tot timpul acolo. Da. Bine, vin eu acolo dacă nu. Dacă nu seamă că e mașină. Auzi, Mircea? Mi se pare că e mașină mănunchiul de chei. Cu inelul albastru, mănunchiul. Că am deschis eu, că e și cheia de la vapor. Foarte bine, foarte bine. E bine. Da. Știi ce întâmplă? Cât aici avem rampa așa, fac dreaptă pantă, aș prefera să faci dreaptă primii, îți desenezi eu, primii 50 de centimetri să-l faci la boloboc. Unde vine aparatul? Da. Știi? Ca să nu stăm noi să-l punem... Dacă nu poți, nu e o problemă când punem noi aparatul. Nu, că poate cum să nu poată primi 50, ba da, face schița. Adică unde vine aparatul, Edi? Primi 50 și după aia cât vine ea? Urci așa. Da. Perfect. După aia urci, următorii 50, acolo iar drept așa.